Plecat cu obiectiv îndrăzneț la campionatul mondial de șah din Singapore, respectiv câștigarea competiției, mușcenarul Cristache Toculeț, singurul român din concurs, a clasat în cele din urmă la jumătatea clasamentului, deși debutul a fost unul foarte bun, obținând 2,5 puncte în primele 4 partide. A fost cel mai slab turneu din viața mea. În Asia nu m-am acomodat nici cu fusul orar, nici cu mâncarea, nici cu căldura. Sincer, nici nu știu cum am reușit să acumulez cele 4 puncte. Mă bucur în schimb că am fost acolo, iar asta a însemnat și arborarea drapelului tricolor lângă toate celelalte țări participante. Sper să mă revanșez anul viitor în Grecia, a declarat Cristache Toculeț pentru Mușcel TV. Acesta a jucat în 9 runde, obținând 3 victorii, 2 remize și 4 înfrângeri, în total 4 puncte acumulate. După ce Nicolae Strat a decis să se retragă din activitate, clubul sportiv Mușcel Câmpulung mai pierde un senior din lotul de bob și totodată component al lotului național. Bogdan Bărcăcil a obținut zilele trecute acordul clubului pentru a se transfera la Miercurea Ciuc, astfel că antrenorul secției de bob de la CS Mușcel Câmpulung, Iulian Păceanu, se va axa în perioada următoare pe sportivi mai tineri, precum Dorin Mincă de la LPS Câmpulung. Marele regret din 2014 a lui Bogdan Bărcăcil este acela că a ratat de puțin prezența la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Sochi. Astăzi a început la Arad campionatul național individual de tenis de masă pentru juniori 1, competiție la care clubul sportiv Pristavu Câmpulung este în concurs cu 7 sportivi. Este vorba despre Alexandru Manole, unul dintre favoriții la medalia de aur, Dan Zărnescu, Florin Spelbuș, Nicolae Dincă, Ștefan Tonghioiu, Mihai Zanfir, Alexandru Ferraru și Octavian Rădulescu. Se joacă la simplu, dublu și dublu mixt, fete și băieți, iar competiția se va încheia duminică odată cu semifinalele și finalele probelor de simplu. Etapă cu 2 meciuri derby, mâine în divizia D, ale căror rezultate pot limpezi sau din contră tulbura apele la vârful acestui eșalon. Liderul Mușcelul Câmpulung joacă în deplasare la altă ocupanta podiumului CS Mioven 2. Ambele echipe și-au odihnit titularii miercuri în cupă și speră să dea lovitura în acest derby. În tur, mușcelenii s-au impus pe Municipal cu un categoric 3-1, iar mâine se va juca pe stadionul Dacia din Ștefănești. Nici ocupanta locului secund, ASE Valea Ursului, nu are meci ușor în această rundă, urmând să joace la incomoda Victoria Buzoiești, echipă care nu a pierdut niciun meci în acest sezon pe teren propriu. Vă prezentăm programul complet al etapei: Olimpia Suseni, Atletic Bradu 2, Viitorul Cireșu, CS Domnești, ASE Bascov, Sporting Pitești, CS Mioven 2, Mușcelul Câmpulung, Victoria Buzoiești, ASE Valea Ursului, CS Rucăr, DLR Pitești, Viitorul Ștefănești și ASE Miroși stau, dar vor obține fiecare câte 3 puncte la masă verde. Dinamic, Curtea de Argeș stă fără să primească vreunul. Meciurile încep de la 10 juniorii, 11 și 45 de minute seniorii. Derby este programat în acest sfârșit de săptămână și la nivelul campionatului județean Seria Nord. Despărțite de un singur punct, ocupantele locurilor 1 și 3, respectiv Gloria, Berevoiești și ASE Godeni, se vor întâlni pe terenul cele din tâi. Iată programul complet: Gloria, Berevoiești, ASE Godeni, Cimentul Valea Mare Pravăț, ASE Dragoslavele, ASE Stâlpen Rădești, ASE Lerești, ASE Bălilești, ASE Cetățeni, ASE Schitu Golești, Petrolul Hârtiești, Partizanul Vlădești, Inter Costești, Inter Aninoasa, Real Vlădești, Flacăra Boteni, Sporting Mihăiești și ASE Bughea de Jos, New Times Câmpulung. Toate meciurile se joacă duminică de la ora 11.